Pauză la toaletă! Pauză, zicem că se face. De câte ori vezi acasă? Două săptămâni, din două în două săptămâni. Și când i-ai văzut ultima dată? Săptămâna trecută. Și tu? Din două în două săptămâni. Ușor. Acolo, bine, bine. Eu am ajuns la Deva, că la Petroșa nu prea, antrenoarea de acolo nu prea pe mine mă învățau, că eu făceam cu alte fete mai mari. Și la pe mine nu prea mă antrena așa cum le antrenează pe ele și tati a vrut să mă dea la Deva. Și mie mi-a plăcut și aici am rămas. O zis că mă duc, că mergem la Deva, ca să rămân acolo. Și eu atunci m-am bucurat. Acolo făceam ritmică și nu eram bună pentru ritmică, n-aveam mobilitate și ce nu mai trebuia și m-a trimis aici. Fetițele vin din toată țara, deci am fetițe din Petroșani, Iași, am avut, adică avem din Constanța, Arad. Unele sunt mai dotate puțin, unele sunt mai puțin dotate. Se face o selecție, majoritatea vin de la grădiniță sau din clasa 1. Toate fetițele din aceeași generație pleacă la același număr de ore. Pe parcurs se diferențiază. Unele nu rezistă, unele se îmbolnăvesc, unor nu le place, vreau acasă, le spune la părinți și le duce acasă. Dar cam în jurul în clasei a doua se cam diferențiază. Și atunci și rămân fetele mai bune la două antrenamente pe zi, iar cele mai puțin bune la un antrenament pe zi și reorientate spre alt sport, cum e acum sportul în rugby. Alexandra, nu mai stați în jos, Alexandra. Spatele rotund. Trebuie să prinzi cu toată gazeta.
Atâta timp cât ai ajutor de la mine, mă descândesc de ce? Sigur? Și mai să fac cu la sunt acolo. Hai, foarte bine, ținut de nașt, păi cu... Te văd, Andreea, ce fac cu tare pe narga, văd cum vrei. Cu asta. Dar cum ai făcut, da? Și. Așa? Și. Așa, și îndreptare, iar. Dar de-aia faci rămâne și pe cealaltă la spalier, da? Și... Ce facem? Pe tine? Și... Chiar așa amuzant, da? Ce-i fel să râde? Dă-te-mă la portă. De genunchi, te rog. Da? Mărina, nu cu coatele întoite. Ce faci? Ce faci? Canaul. Călcă-i așa. Nu de puta.